Pe imaginile surprinse cu doar câteva momente înainte ca bărbatul să-și piardă viața, se vede clar cum acesta conduce mai mult în zigzag. La un moment dat, aproape intră pe contrasens, riscând să se ciocnească de un autoturism. După câteva minute, spun martorii, autoturismul a pătruns pe contrasens, unde s-a jocnit frontal de un tir condus de un polonez. Conducătorul autocamionului a explicat că nu a avut cum să-l evite. A început să o ia în stânga, a oscilat de câteva ori și a intrat direct în tir. Să nu fi luat somn? Nu se știe. Și s-a fi făcut rău. Nu avea viteză. Niciunii n-au avut viteză. La fața locului a ajuns de urgență un echipaj de la descarcerare care l-a scos pe bătrân din fiarele contorsionate ale mașinii. Când a fost preluat de medicii serviciului de ambulanță, abia mai avea puls. La spital însă a murit. Ne-am deplasat la locul intervenției și am procedat la extracția de urgență a conducătorului autoturismului, care a fost preluat de ambulanța SAJ. Urgire de M. Polițiștii cercetează acum împrejurările în care s-a produs accidentul. Este posibil ca șoferul să fie adormit la volan sau să-i se fi făcut rău. Din accident a rezultat decesul conducătorului autoturismului. Se efectuează cercetări pentru a se stabili cu exactitate cauza comiterii accidentului rutier.